Primăria municipiului Chișinău prin anii 95-96 a fost prima instituție publică din țară care a fondat Agenția de Protecție a Drepturilor Copilului. Și a fost o pildă, o direcție de reper pentru conduite pentru celelalte autorități publice locale din țară, unde după aia, peste 5-10 ani și mai mulți, au fost fondate direcții pentru protecția drepturilor copilului.